Scade numărul cazurilor de infectare cu COVID în țara noastră, iar odată cu asta și numărul persoanelor care aleg să se vaccineze. Astăzi, de exemplu, bătea vântul la centrul municipal și la punctele mobile de vaccinare. Deși am stat acolo minute în șir, am întâlnit doar doi oameni care au venit să se imunizeze. Medicii care erau și ei în așteptarea celor dornici de a se imuniza ne-au spus că în ultima perioadă numărul persoanelor care se vaccinează este în descreștere. Dacă până mai ieri era coadă la punctele mobile de vaccinare, acum nu e nimeni. Specialiștii cred că motivele ar fi faptul că e în descreștere numărul de cazuri, dar și războiul, de care acum oamenii se tem mai mult decât de boală. În primele două ore de la începerea programului de lucru, doar 8 persoane s-au imunizat la troleibuzul mobil, amplasat în apropierea unui centru comercial. Iar timp de câteva minute cât ne-am aflat acolo, un singur bărbat s-a apropiat să afle mai multe detalii despre acest proces. Prima oară nu m-am vaccinat până acum. De ce ați decis anume acum să vă vaccinați? Trebuie să plec psihotare și să nevoiți să am vaccin. Acesta e singurul motiv? Da. Din punct de vedere al sănătății, nu vă gândiți? Da, parcă sănătos, fără vaccin. Medicul care era în așteptarea doritorilor de a se vaccina ne-a confirmat că numărul dozelor administrate în ultima vreme este în descreștere. În ultima perioadă mai puțin se vaccinează. Vin majoritatea pentru booster. Se facă doza a treia. Majoritatea vor ori se angajează la servicii și le cer ori le trebuie și pentru plecare psihotare. Astăzi era liniște și la centrul municipal de vaccinare am întâlnit doar o femeie care a venit să-și administreze doza booster. Ce scuze, ați venit să vă vaccinați? Да. Бустерную зону дозу я хочу. Почему вы решили, что еще бустер нужен? Потому что я хочу предохранить себя от дальнейших. Unii medici sunt de părere că din cauza războiului din Ucraina s-au schimbat prioritățile. De aceea este în descreștere și numărul de persoane care vin să se vaccineze. Evident că s-a micșorat numărul de vaccinări. Nu de mult, chiar și o săptămână în urmă, a fost până la 100 de persoane pe zi. Acum numărul s-a micșorat, avem 30-40 de persoane pe zi. Cred că din cauza că sunt alte priorități în ziua de astăzi și situația este și în societate tensionată. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Sănătății, în ultimele 24 de ore au fost administrate peste 3500 de doze de vaccin, dintre care 48 au fost administrate minorilor, iar în total de la începutul pandemiei, peste 1 milion de moldoveni s-au vaccinat cu schema completă.